Conflictul libian devine tot mai costisitor pentru occidental. Cele 11 zile de război i-au costat doar pe americani peste o jumătate de miliard de dolari. Ceilalți aliați au și ei cheltuieli masive, în timp ce alții aruncă bani la propriu, alții câștigă. Este vorba de țările din OPEC care au profitat de pe urma revoluțiilor din Orient și au scumpit petrolul. Anul acesta cartelul va avea încasări record de 1000 de miliarde de dolari. Zilele trecute, rebelii înaintau grăbiți spre vest ca să cucerească orașele lui Gaddafi și acum gonesc, dar în direcția opusă, învinși. Coaliția continuă bombardamentele, dar vede că rebelii s-au împotmolit. Americanii, britanicii și francezii iau în calcul varianta de a le furniza arme. Our expectation is that as we continue to apply steady pressure, not only militarily, but also through these other means, that Gaddafi will ultimately step down. De altfel, Uganda s-a oferit să-l găzduiască pe Gaddafi în exil, opțiune care se pare nu i-ar deranja pe liderii occidentali. Costul războiului arată pentru ei ca o factură cu un șir lung de cifre. Fiecare contribuabil american a plătit $5 pentru cele 11 zile de bombardamente. În total, 550 de milioane. Jumătate din bani au zburat din Marea Mediterană. Adică rachetele Tomahawk de $1.4 milioane fiecare. 268 de milioane de dolari s-au evaporat când 191 de rachete au lovit Libia. Și numai zborul unui bombardier invizibil B-2 costă $10.000 pe oră, fără a lua în calcul muniția folosită. Imagine.